Și apropo, sper că plătiți impozitele. Ia uite. Plătesc și eu. Nu ne întoarcem și la impozite. La impozitele nu vreau! Așa, calilor, ce faceți? Răspunsul meu, puncte. Nu mai suport. Am pus un post pe comunitate și dacă ești abonat, l-ai fi văzut, așa că dacă nu ești abonat, abonează-te. Am întrebat, bă, o mai postat Andreea Băsănică un clip? Răspunsul ei, mai are sens, mă, și ăla toată lumea, da. 700 de comentarii, de da, 2. Clipul ăia are 27 de minute, așa că o să fie un clip foarte lung. Eu mi-am băgat aici o cană mare de apă. Puneți-vă pe spate că o să fie un clip lung. Vă mulțumesc pentru suport, nu uitați să lăsați un like. Hai să facem 20.000 de like. Mă trească familia, eu mă sortez cu mobila mere, cu canapeaua. Auzi, Nic, dar tu de unde te îmbraci? Din Dede m-am veri, mă îmbrac. Ia uite, trească familia mea direct, mi-a dat tricou cu canapeaua. Să trecem oficial la episod. Andreea Bostănică. Andreea Bostănică. Putea să mă pună mai mult pe dată. Cine Andreea Bostănică? Dragilor, nu mai pot să țin asta în mine, așa că astăzi o să aflați răspunsul meu. Și adevărul este că mi-a fost dor de voi, invidioșii mei. Ce fac? M-am prins. De ce a început veri cu invidioșilor? Gen, de ce dacă o este un clip în care vrei să arăți că nu-i vina ta, dacă tu vrei să ieși bine, de ce începi veri cu invidioșii? Gen, aici s-a pierdut tot, s-a dus tot. N-am cuvinte, da. Hai. Bună, invidioșii mei, astăzi facem un vlog pentru voi. Vă zic și punctul meu de vedere la toată această situație. Trească, pentru că nu vreau să credeți că eu cumva sufăr sau vai, nu dorm noaptea, nu, mai ales aseară, vai, când primeam TikTok-uri Univers și Lei și îmi scriau, vai, cum poți să fii fericită, toți te vorbesc de rău. Da, nu știți, aseară când îmi zburau așa TikTok-urile în Univers, îmi venea să plâng. Nu, bă, nu se poate, bun! Bă, deci am văzut TikTok-ul ia veri, care plângea pe live din cauza hate-ul, cea că mă înjură lumea, că nu mai așa. Și acum, de ce s-o întors așa? Bă, îmi pare foarte rău, bă, că se comportă așa. Nu este ea, se vede că nu este ea. Nu poți să vii, frate, nu poți să vii când știi că chiar ai greșit. Automat asta e așa, știi, de fațadă. Să-ți ia așa o atitudine de asta. Eu duceam bine, îmi donat toată lumea pe live. Păi, în timp ce eu ce făceam 1000 de euro și voi mă înjurați, nici nu puteam să vă comentam. Nu vedeam comentarii, ne. Făceam bani. Măta face bani. Eu făceam bani în timp ce pe tine, dacă o înjură pe măta cineva face bani, eu fac mulți bani. Jale, bă, cu orgoliu ăsta, cu ego ăsta, cu aroganțile astea, veni, în loc să vorbești normal, începem din prima. Mai în video și le fac bani. Mă rog, nu mai. Hai să, că e un clip lung. Că nu-ți place ție de mine, deci avem așa o tristețe în suflet. Comentariile astea rele chiar m-au afectat. Și când citeam comentariile, nu vedeam comentariile, că primeam TikTok-uri Univers și Lei și nu vedeam comentariile. Dar vă dați seama, oricum, m-am culcat cu o tristețe în suflet. Nu cred că o pot să am vere. Bă! Nu cred că și-au făcut compilații când primea donații. Nu cred așa ceva. Ca să arăți că tu făceai bani pe un live. Bă, băiat. Eu știam că sunt cea mai populară adolescentă din țară, din Republica Moldova și România. Știam asta de câțiva ani. Că de câțiva ani sunt cea mai populară adolescentă de vârsta mea. Dar nu știam că se poate ajunge chiar la așa ceva, ca să mă vorbească și părinții părinților. Așa că am zis să fac acest vlog ca să știți și punctul meu de vedere și să înțelegeți de ce eu cred că s-au văzut punctul de vedere de acum, prin de 2 minute. Și de ce voi sunteți frustrați, unii din voi, pentru că nu zic că toți, am oameni extraordinari care mă urmăresc, fetițe extraordinare, mame extraordinare. Începem prin faptul că nu-mi retrag absolut niciun cuvânt. Asumarea. Care a apărut săptămânile astea în online. Asumarea. Încât știți, eu am aproape 6 milioane pe TikTok. Ia. Peste 3 milioane pe Instagram, aproape un notați. Băi, stați olea. Băi, stai, fratele meu, olea. Am o foaie veri, dar un șervet el tot aduc veri. Să scriu aici cât are fata asta, bă, dar ce-s nebun. A punct, bă, Andreea Bostănică, cât o zis 6.000. Ok, peste 3 milioane. Aproape 1 milion pe YouTube. 3 Insta. Și nu am nevoie de mai mult de 30 de secunde ca să șterg și ca să dau strike. Așa. Dacă nu știți ce înseamnă strike, dacă cineva îți folosește numele sau pozele sau clipurile într-un clip video sau într-un TikTok,
tu poți să blochezi. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Contul acelei persoane în 10 minute, efectiv. Yeah. Eu dacă vreau în 30 de secunde... Ai, băi, o să fiu sincer cu voi. M-am uitat ăla. Nu m-am uitat, conduceam. Și ascultam, ieri eram în drum spre un eveniment și am pus în mașină partea asta. Bă, și stăteam acolo și mă gândeam, bă, tu-ți dai seama, frate, că oricine de pe planetă, băi, tu poți să fii Jason Derulo, veri, ia, în 10 secunde ți-o ștergi tot. Eu știu că am mai puține cifre, dar mi-am cam văzut fața la începutul videoclipului ei, așa că ai grijă, Andreea, și eu pot să-ți dau strike. Nu în 30 de secunde, dar în 10 minute tot îți dau strike. Nu știu dacă vreau să ne uităm la tot. Fac asta foarte ușor. Din câte vedeți, absolut niciun video nu este șters. Toți vloggerii care au făcut clipuri despre mine, mulțumim, voi vă voi, cunoașteți băieții ăștia, știți că pot să vă dau clipul jos și pot să vă închid și canalul. Dar, din câte vedeți, eu nu fac asta pentru că eu înțeleg că este munca lor, eu înțeleg că din asta ei câștigă bani și nu pot să mă supăr niciodată. Nu știți. Bă, deci mi se pădă asta e că care, deci acum ca să fie așa, dar eu i-am dat report, bă, la TikTok-urile ei, poate nu-mi place că mi-apare pe și să-i dau report. Eu nu i-am dat report, de ce să-mi dea clipul jos? Mi se pare, dar chiar și chestia asta, că pot să ți-l dau, dar nu ți-l dau. Deci mă gândesc foarte serios dacă să trec prin toată partea asta până la minutul 15, cam așa, pe cuvântul meu de om, dacă mint cu ceva acum. Până la minutul 15 să-l audă câți bani face, să-l audă câte taxi plătește și ce impozite și cum că ăia din țară, de la din Republica Moldova, o chemna tot domnul la premiere, la tăierea orașului, domnul, când s-a făcut ceodachia orașului, că plătești prea multe taxe, a ține economia țării. Și câte lecții de pian au făcut și de canto și cum era și actriță și Hollywood și scotea melodii, de la 12 ani plătești taxe, de la 12 ani era cea mai tare, făcea, vă uitați în casă în timp ce ea mergea, frate, și făcea canto, pian, muzică, not, balet, ciclism, basketball, fotbal, jiu-jitsu, Counter-Strike, și făcea pe toate. Fără Counter-Strike. Dacă aveți răbdare, vă mulțumesc. Artistele și vloggerii care au dat strike și au închis conturi de TikTok, conturi de YouTube doar pentru că cineva a zis ceva puțin rău de ei. Din câte vedeți, eu sunt aici, toate clipurile sunt pe YouTube. Eu vă las să trăiți fericiți, să faceți bani în continuare. Mii de euro. Pentru că așa sunt eu. Și apropo, sper că plătiți impozitele. Ia stat. Mă plătesc și eu. Nu ne întoarcem și la impozite. Nu, impozitele nu vreau! De unde am eu bani de genți, de vacanțe, de unde merg eu în vacanțe cu mami, de unde da, s-am pus-o pe story, imediat o să vă aduc și la cunoștință cât am plătit eu impozite anul acesta, anul trecut. Băi, oameni buni! Și plătesc impozite de la vârsta de 12 ani, de când am lansat prima mea piesă care a avut un succes. Eu, un copil de 12 ani, nu mă știe absolut nimeni. Aveam doar, făceam doar școala muzicală, canto. Nu aveam canale. Ok, o să fiu nesimțit, dar cine o întrebat-o? Gen, chiar o întrebat-o cineva pe cuvântul meu, dar o întrebat-o cineva câte impozite plătești, câte taxi și ce făcea la 12 ani? Nu-i gluma aia cu cine nu, cine, cine te-a întrebat? Nu, fără aia știu că e țărănească, dar nu. Deci asta este o introducere ca să-ți arate cât de tare este. Cât de zis, nu i-a zis nimeni, de întrebat nimic, la fel. Dacă mă dau mai în spate, nu mai vedeți de la canapea asta, mă fac cameleon direct. Așa că ascultați, băi, rataților, în continuare. Puneți mâna și vă ascultați. Asta și a devenit virală pe internet. Hai, ciulești urechea. În fiecare an, eu plătesc impozitul pe venit anual. Anual, deci din banii pe care eu profit chiar. Și voi îi achitați la stat, se achită bugetarii, se achită profesorii. Lecții de educație financiară. Dar, după cum puteți să vedeți, eu abia acum vin cu această informație pentru că nu am vrut să mă laud. Am fost chemată deja de 2 ani de zile în Republica Moldova, de sediul unde se achită impozitele în Republica Moldova anual. Am fost invitată deja de 2 ori să primesc o diplomă, să se scrie în presă despre mine, că sunt singura adolescentă care, la vârsta mea, achit cel mai mare impozit din Republica Moldova. Nu există cineva până în 30 de ani care să achite atâta cât achit eu. Ați auzit, băi? Vreo 3 ani de zile. Ați auzit, băi? Băi, rataților, voi în timp ce dormiți, fata asta achită impozite, băi. Băi, alo, gălăgia, păi tu în timp ce poate te odihnești o leacă și cât ți-e rău, păi fata asta plătește taxi, băi. Bă, țăranii, calmează-te, în timp ce mergi la muncă ca să plătești taxe și impozite, fata asta plătește deja taxe și impozite. Calmează-te, ce vrei să te chemi primarul, președintele țării să îți facă așa că plătești tu taxe? Nu, că nu plătești destul de multe, așa că muncești mai mult. Fă mai multe live-uri pe TikTok, băi, e real. Nu, mulțumesc, nu vreau asta, că după aia o să înceapă lumea să zică că vai, că nu merită, că nu știu ce, că se laudă, chiar nu am vrut toate chestiile astea și invidia asta. Și era pe fundal? Merită, că nu știu ce, că se laudă.
Că după aia Băverira. Să zic, că vai, că nu merită, că nu știu ce, că se laudă. Era cumva mama ei în cameră? Sau era vocea ei tăiată prost? Că nu-mi dau seama. Știi giful ăla cu Ronaldo care stă așa? Și cum era să mai să fie acolo? Andreea, zi cât ai avut impozitul pe profit, Andreea. Zi acum, zi. Hai că să continuăm, mă iertați că pun pauze. Chestiile astea și invidia asta, eu mi-am văzut de viața mea. Merg în vacanță cu mama mea, îmi cumpăr haine, îmi cumpăr genți. Apartamente. Dar văd că oamenii nu le place să vadă asta. Și au început toți cu... Dar de unde ai tu asta? Legit, nu a zis nimeni asta. Tu stai doar în vacanțe. Legit. Tu stai puțin, tu nu înțeleg. Tu, cum? Bă, Veri! Poftim? Păi, bă, Veri! Să readuc încă o dată că voi la 12 ani, nu știu ce făceați. Eu vă chișați pe voi, asta făceați. Vă zic eu, la 12 ani, vă chișați pe voi, făceați în pavă la 12 ani. Poate asta semna contracte cu primarul, cu președintele, ministrul agriculturii, ministerul educației. 6 minute aproape au fost pe lângă subiect. Nu i-a zis nimeni de taxe și impozite. Doi, nu s-a întrebat nimeni de unde face ea bani. Pentru că știi, toată lumea vede, știi, din live-uri de pe TikTok, da? Din donații și de pe TikTok, din donații. Cam atâta, că pe YouTube nu prea postează. Și campanii, dacă are, dar oricum n-are nevoie, că oricum donațiile sunt mult prea mari, deci nu cred că are nevoie de campanii. Deci din TikTok, da, din donații. Vedeți când un om n-are ce să zică, vorbește pe lângă subiect și vine cu alte ca să înflorească așa, nu a întrebat-o nimeni. Și nu cred că nici voi. O singură chestie, vă mulțumesc că îmi scrieți atâtea comentarii. Mi-a scris peste 2000 de comentarii episodul trecut. Și la celălalt episod, acum chiar am vreo 3 episoade cu Andreea Bosănică, deci devin și un milionar, cred că ăsta îl cumpăr. Nu mai stau în chirie. Să nu cumva să mergeți vreodată pe profilul ei să ziceți ceva din cauza mea sau de la mine, să așa, nu, atât. Adică dacă doar îmi pronunțați numele, să fie doar în lucruri pozitive. Dar nu vreodată să dați hate sau așa, că eu n-am dat hate în viața mea, deci să nu faceți asta. Voi sunteți oameni buni, voi sunteți oameni adevărați, deci nu cred că ați făcut așa ceva. Filmam, editam, montam, făceam piese, lansam piese, făceam vioară, pian. Ia uzi! În not! Făceam piese, lansam piese, făceam vioară. În not? În not făceai? Zi în not, n-auzi că făceai în not. Presupun că o să not, că nu prea s-aude, că taie exact. Uite, de 12 ani de când editează ea, mai scap acolo câte o secundă. Dar asta n-a, se mai întâmplă după. Pian, actorie. Atunci să ziceți, păi asta este ceva distractiv. Credeți-mă, nu este ceva distractiv atunci când toată copilăria ta este doar muncă, muncă și muncă. Niciodată nu am avut susținere pentru că provin dintr-o familie simplă și nu am avut toate aceste... Deci momentan stăm între laudă și dramatizare. Plătind bani sau de a crește prin cineva. Nu, am crescut singură și doar datorită mie am toate aceste milioane de abonați pe platformele mele. Singură filmam, singură editam toată noaptea ca a doua zi, înainte să merg la școală, să postez vlogul. Și acum o să ziceți, sărăcuța de tine, ce viață ai avut, ai filmat și ai editat și ai făcut canto și vioară și actorie și nu știu ce. Dragilor, eu sunt sigură că cu toții aveți în familia voastră fetițe, băieți, care fac și ei pian, vioară, actorie. Bă, nu știu dacă... Dar... Financiar e cam greu posibil să faci 5 activități deodată. De-aia nu știu cum făceai și actorii și noți și badminton și tramvainton și de-astea. I-am zis și eu de la 12 ani fac asta, Veri. De la 12 ani. De la 12 ani și am 24 de ani. Atâta făceam. Școală, antrenament și filmat. Dimineața înainte să plec la liceu. Filmam și editam, mergeam la liceu, mă întorceam, mergeam la antrenament, seara mai editam, mă culcam și așa. Eu de ce n-am zis chestiile astea? De ce? Că m-a întrebat, că nu m-a întrebat nimeni de aia. Nu, toți ajung la acest nivel. Da, una în cap și mor. Toți ajung să plătească așa impozite anuale. La nivelul acesta se ajunge doar prin foarte multă muncă și doar prin Dumnezeu. Înțelegeți? Deci dacă îl mai compar o dată pe Dumnezeu cu chestia asta, deci mi se pare nesimțire. Dumnezeu pune toate persoanele la locul său. Na. Alaltăieri mi-a nimerit o doamnă, cred că în vârstă de 30 ceva de ani. Na, deci asta mi se pare, nici nu mă interesează cu doamnă ce-a nimerit ea. Am intrat live pe contul meu de TikTok. Apropo, abonați-vă pe TikTok-ul meu, mai avem puțin și facem 6 milioane. Cea mai fericită. Abonați-vă! Am intrat pe live. Abonați-vă și la mine dacă vreți. Și mi-au intrat cred că 10 persoane care scriau doar înjurături și cuvinte urâte. Eu m-am enervat că eu sunt... un copil, la urmă, am 19 ani. Eu m-am enervat
Și am început să zic, păi cum poți să zici așa ceva? Am început să mă atace haterii din toate părțile, că de unde am ceas, că de unde am asta, că de unde... 10 oameni, da? Că de ce mă laud. Din 6 milioane. Și eu, și eu m-am enervat. Și ia uzi, emoțiile mai zile, Andrei. De enervare, pe care probabil nu trebuia să le am, dar eu le am, pentru că sunt un om, nu sunt un robot. M-am enervat și am zis, bă, cum să zici... Sunt doar un copil cu un vis. Cum zicea ăla? Când am zis invidioșilor, nu m-am referit la toți oamenii care mă urmăresc, pentru că majoritatea oamenilor care mă urmăresc sunt niște oameni care chiar țin la mine și mă cunosc pe mine de când am eu 12 ani, pentru că am fete care au 19 ani ca mine și îmi spun, Andreea, eu am crescut cu tine. Cum aș putea eu să zic invidioșilor la abonații mei care nu mi-au făcut un rău? Vă dați seama că eu am zis invidioșilor oamenilor care m-au jignit și nu-mi retrag niciun cuvânt. Ei chiar sunt niște invidioși. Am zis că câștigi în 20. Nu mai fac cu caturile alea mere. Băi, de la 12 ani parcă trebuia să meargă catoleacă să nu se audă. Face și noi hazi necaz acum. Păi imaginează să fii fost pe live-ul ei și chiar să ai așa. Bă, uite că cum e Andreea asta. Îmi place ideea ta. Na, și vine și face, bă, invidioșilor. Păi, dar eu am, păi și tu dacă o respectai, nu ți-ai pierdut respectul în momentul ăla? Nu contează la cine te adresezi, dar tu în momentul ăla nu-ți pierzi respectul? Dacă auzi că începi să flexezi și faci și pe alții invidioși, putea foarte simplu să ignori, ci nu să dați oameni youtuberi care fac live, inclusiv și eu. Bă, îl blochezi pe ăla, na, să nu-ți mai scrii. Sau îl ignori, sau râzi cu el. Nu, trebuie să te iei așa, ca să îi arăți, cum ar fi, domnule, cu ești invidios. Yeah. Nu tuturor oamenilor care mă urmăresc. Pentru că eu respect munca și știu cât de greu se câștigă banii. Respect munca fiecăruia și nu, deci nu vreau să credeți că acest vlog este un I apologize, I feel so bad for what I say. Pentru că nu. The eu English though. Îmi asum tot ceea ce am zis pentru englezia care înjură și vorbesc urât. Nu pentru oamenii care pur și simplu mă urmăresc. Nu zic fani, că mie nu-mi place cuvântul și termenul acesta de fani. Nu am fani, că eu nu sunt Beyoncé sau am fani. Abonați plătitori. Exact ca și voi. Ce ratată, să râd la glumele mele. Care pur și simplu are norocul de a avea publicul acesta și am norocul că mă iubește foarte mult Dumnezeu. Eu în fiecare live zic, nu știu ce am făcut ca să merit viața asta, dar desigur că nimeni nu filmează asta, nimeni păi nu cum? Pune pe TikTok, până acum nu pune pe YouTube. Bă, deci s-o contrazis, mamă, deci în fiecare clip secundă. Păi până acum au zis că știi ce-o, cu că o băgați și o editat și muncea de la 10 ani, când voi stăteați ea muncea. Acum, nu știu cum am, deci vă, Dumnezeu, credeți-mă. Mai aveți răbdare? Că eu eu niște mai merge microfonul. Frumoase. Toată lumea pune pe TikTok doar atunci când mă cert cu haterii, cu pretextul că eu așa vorbesc de zi cu zi cu oricine. Îmi scrie cineva salut și eu zic salut, salut sărăcio. Cum ar veni așa? Deci toți vloggerii ăștia de pe YouTube, ei așa fac aceste vloguri ca să pară că eu dau cu aroganță și sunt nesimțită cu oricine. Eu sunt nesimțită cu oamenii care sunt nesimțiți cu mine. Dar ați văzut că nu dau strike, nu șterg clipurile, din contră. Am uitat la acea femeie, am văzut că a crescut la da, dacă mai zici o dată de strike, nu-i zic că pot să-i dau și eu? Pe ea. Mi-a pus fața la început. Mie trebuie doar să înțeleg că nu toți oamenii au norocul de a crește într-o familie sănătoasă și fericită. Eu primesc cadouri scumpe și buchete de flori, asta înseamnă că eu mă văd cu moși și cu oameni milionari. În primul rând, îmi pare foarte rău că părinții voștri v-au eu n-am zis asta. În special fetele, cu standarde atât de mici, adică vouă vi se pare ceva ireal ca un băiat să vă simpatizeze și să vă dea un buchet de flori sau o bijuterie. Dacă vouă asta vi se pare ceva ieșit din comun și absolut ireal, îmi pare foarte rău de standardele pe care le aveți. Aha. Acum ar trebui toată lumea, toți băieții, mă rog, acum vorbim de fete, toate fetele din România, da, din țara asta și care urmăresc, să aibă standarde de alea, super, ca lumea, nu? Pentru că dacă ai standarde de alea, înseamnă că ești respectată, dar și faci bine. Bun, câți oameni din țara asta își permis să-și abă unul din buchetele aia de flori, care costă mult, vă zic eu, costă mult, tare. Băieți, bărbați, da, care merg la muncă, sunt rupți de muncă, da, pe salariu minim pe economie, plătesc și taxe și impozite pe care le plătești și ea, da, și de unde să, cum să mai poate ei să ia de aia? Și fata aia și o să-i zică, a, păi, dar eu nu mă duc la ăsta, păi, uite, ăsta nu-mi oferă cum îi oferă lui Andreea Bostănică. Nu, deci eu dacă nu primesc cartel și de alea, Dolce Cabana, nu, deci eu
eu vreau mii de buchete de trandafiri să mă uit așa cum s-o filez, că asta înseamnă standarde. Uite, de asta m-am luat de-a. Uite, legit de asta. Deci nimic din ce o zis din clipul ăsta până aici. Deci numai aici. Cum de nu-ți dă seama, veri, că greșești aici? Cum de nu-ți dă seama ce înseamnă chestia asta? Să spui tu că astea standard delivery și că îți pare rău că alte fete n-au standard de-astea calitare. Păi ce ar trebui, frate, să facă fetele de... să aibă standarde așa ca tine? Nu mai, frate, mi se pare... Care circulă pe internet, că nu știu ce, că sunt împreună, că am un iubit arab. Asta nu înseamnă că persoana care stă pe scaun lângă mine este iubitul meu sau sunt într-o relație cu el. Eu nici nu m-am băgat în subiectul ăsta. Eu dacă m-așez acum pe scaun în restaurant și este umbea lângă mine, asta înseamnă că eu am o relație cu el. Deci asta mi se pare foarte amuzant, sincer. Și încă o dată, îmi pare foarte rău că aveți niște standarde atât de joase. Și fetele care se liniștesc și Dubai zic, toți. A, că cadourile astea ți le-a luat ăla, că nu știu ce, că ai fost cu el. Fetelor, vă dau un sfat. Fiți mai mândre cu băieții. Lăsați omul să vă curteze, să vă cucerească frumos, să vă dea un buchet de flori, să fie o normalitate, să primiți salut flori în fiecare săptămână sau măcar o dată. Nu le mai achitați masa când ieșiți în oraș, că majoritatea fetelor care îmi dau notați chef, asta fac. Luați, notați. Cu bombardieri, iertați-mă de expresie, le mai achită și masa, le mai dau bani de păcănele. Cam acesta este contingentul care îmi scriu mie comentarii. Ce înseamnă contingent? Așa că un sfat de la mine. Fiți puțin mai respectuoase, respectați-vă pe voi. Înțeleg că voi așa... Băi, când vorbești așa cu aroganță, eu chiar nu pot să... Și fată, dacă aș fi tot, nu pot să mă... Așa că, fetelor, respectați-vă puțin, nu mai fiți așa ratate cum sunteți. Creșteți-vă puțin standardele, nu e vina mea că umblați cu... Iertați-mi cum se numesc ăștia bombardieri, adică ăștia care, cu care fac eu live. Nu mai credeți în ăștia, da? Aveți standarde, ok, fetelor? Că altfel nu merge. Eu nu m-am băgat, frate, în ci cu Maria și cu cine stăia, că nu-i problema mea, relație amoroase și de unde privește, nu mă interesează, tocmai că poți să greșești, că poate nu e adevărat, de aia nu-i problema mea. A, prostiile astea pe care le îndrug aici, astea sunt problema și tocmai în astea m-am și băgat. Lăsați băieții să vă curtezi, frate, și dacă băiatul ăla și-o permis o singură floare în toată luna aia, că în rest nu mai putut, ce înseamnă? Că nu trebuie să fii cu el. Uite, asta înseamnă, băi, de asta m-am supărat. Deci de asta m-am supărat, frate, pentru că eu încerc să ajut să schimb cumva gen copiii care cresc, pentru că asta este o misiune până la urmă. Dacă tot ai ajuns cunoscut până la urmă, dar poți să faci un bine, poți să ajuți lumea care crește cu tine, care te urmăresc, că în principal sunt oameni mai mici, da, mai mulți copii. Trebuie să-i ajuți să crească, da? Trebuie să-i ajuți cu ceva. Eu nu știu foarte multe, știu atât, da. Să faci sport și pe salbă și să râdeți. Atât, da, în rest nu știu, școală, nu știu. Dar cum să... Eu încerc să-i ajut și ai strică. Deci nu se mă supăr. Să mai înțeleagă, veri, copiii. Tu vii și le zici, bă, uite, faceți asta, e ok. Faceți și vă doriți, încercați acolo, nu-i problemă. Toate așa și vine, a, păi schimbă standardele, veri. N-are, păi asta ce? Tu nu trebuie să fii așa fată. Păi tu trebuie să faci aia, tu nu trebuie să faci nimic ala, dar... Și în capul la copilul aia care o să crească ce se mai dă. A, păi cred că are dreptate. Da, până la urmă așa. Păi da, nu, e mai bine o ascult pe Andreea. Gen, efectiv, de asta sunt eu supărat. Nu de taxile ei, că nu e cerut nimeni taxi. Este așa chill și vorbește jumătate de oră despre asta, bă. Nu e așa zici că o răspuns pe TikTok la pe live. Acum chiar e voită chestia asta. Și voit zice chestiile astea, gen, este real. Bă. Da, gândindu-vă că a, că nu, că ea nu și-a luat ea cadourile, că n-are cum, e imposibil. Fetele astea care se culcă noaptea și se trezesc așa cu coșmarul și se gândesc, nu, că ea nu și-a cumpărat singură, nu. Ea, îți dai seama. Doamne, prin ce a trecut această fată ca să aibă acest inel? Ha, îți dai seama. Eu am demnitate. Țin să vă dezamăgesc, fetelor, că da, eu îmi permit la 19 ani, știu că este un șoc, dar eu îmi permit să-mi cumpăr o brățară, colier și tot ce îmi doresc eu. Hai să ne întoarcem. Băi, ziceți, v-ați putut să dormi? Ați dormit aseară? Spuneți-mi în comentarii, ați dormit aseară sau v-ați trezit că ați avut coșmar că nu știați de unde primește Andreea Bostănic ineli și de astea? Mie aseară chiar mi-a fost un pic rău și nu am putut să dorm tocmai că mă gândeam la lucrul ăsta. Și s-a făcut dimineață, n-am mai adormit, bă, m-am tot gândit, băi, cum Dumnezeu, frate? Luați de-alea, cum se numește, melatonină, s-a adormit? Că eu trebuie să iau, că bă, nu mai pot să adorm, că mă gândesc numai la asta, bă! E grav, bă, ești prost? Acum un an, când am împlinit eu 18 ani, mi-am luat din banii proprii prima mea mașină. Mi-am luat din banii proprii, tot 18 ani, primul meu apartament în Chișinău. Doamne. De atunci am investit în 3 apartamente în Chișinău. De curând și în București am investit în câteva apartamente.
fără să iau în considerare apartamentul meu în care locuiesc acum. Așa că da, credeți-mă, dacă îmi permit asta, îmi permit să-mi iau și colier, și brățară, și să o iau pe mami în vacanță. Are rost să vă dezamăgesc? Atunci când treci la un nivel, atunci când tu ca persoană, mă enervează aruncațiile astea, toată lumea, deci să observați, fetelor, băieți, nu zic o răutate, deci observați, atunci când e o notă mai bună, atunci când ți-ai luat ceva, o haină nouă, o să se găsească mereu persoane care să zică: păi da, dar nu știu, eu am luat 9 și nu știu ce, că da, tu ai luat 10, dar uite, am scris la fel, adică cum ar veni, tu nu meriți asta, sau ți-ai luat ceva nou, da, dar îți stătea mai bine până aia, sincer, nu pot să zic. No! Mereu se găsească oameni care se critică pe ei însuși. Uite cât de... Trebuia să întoarcă problema, vezi? O pusă foarte greșit. Nu-i despre la care o lua 5 și se duce la ăla care o lua 10 și îi spune cum ai luat tu 10. Nu, e vorba cum ar fi că ăla care o lua 10 să se ducă așa, să-ți fluturi testul în față și zică: ia uite, eu la 10, tu ai la 5, ha-ha, prostule. Așa trebuia să pună situația. O pusă bine, dar trebuia să întoarcă. Hai să o luăm și prin eliminare. Cum e mai rău? Ca ăla care a luat 5 să gândească: bă, cum o luat ăla 10, mă, frate? Știi, uite, eu n-am învățat, poate na, asta e. Dar cum ar fi ca ăla care a luat 10 să vină la tine, mă, care supărat, zică: a, păi eu am luat 10, tu ai luat 5. Ha, ha, prostule. Hai, băi, să mai avem jumătate. Nu înțeleg asta. Atunci când tu te ridici la un nivel... Cred că o las vorbească și vorbesc eu mai apuse. Vino înapoi. De ce ți-ai luat aia? Păi tu, de ce îți permiți asta? De ce ți-ai luat aia? De ce te-ai schimbat? Nu trebuie să ai nimic, trebuie să fii simplu. Vino aici cu noi și fii simplă. Acum vorbește despre Matrix. Tu acești vloggeri de pe YouTube, în special băiatul acesta, se cunoaște că face multe vloguri despre mine, a făcut vreo 3. Băiatul acesta care are 1 milion de abonați și zice... 1.700.000. Da? Dacă ți-am respectat aici cifrele și ți le-am notat bine, te-aș ruga să mi le respecti și tu pe ale mele. Sunt 1,7 milioane. Încă o dată și pentru ultima oară, nu cred că este o problemă să ai atât de multe lucruri. Important este să nu te dai așa de mult mare veri, că nu-i problema decât dacă ea nu le-a arătat fizitor și nu se lăuda la toată lumea. Asta e veri, să aibă și mașină și 3 apartamente și cât are ea. Dar nu veni veri să te dai așa la toată lumea că tu ai și alții n-au. Foarte bine că ai, asta e problema, că le laudă, că le ridică ta în slăvi și înjosește pe alții. Foarte bine să le aibă. Doamne, băge, nu înțelege despre ce vorbește. Da, și eu sunt un om simplu. Chiar l-am văzut zilele trecute pe afară și... Deci unde m-a văzut? Să vă informez că și plătește mii de euro. La Lidl. Mii a plătit la stat. Ia, ce-o zici, ce-o zici? Și plătește mii de euro la stat, milioane a plătit la stat pentru impozitul de venit, pentru că el din aceste vloguri are mii de dolari în fiecare lună. Dar el nu vrea să fie adevărat, el nu vrea să trăiască cu realitatea. El zice că el nu are bani, el zice că eu nu am căști, că nu știu ce. Mie nu mi-a plăcut niciodată să fiu falsă, nu mi-a plăcut niciodată să fiu... Păi nu, că eu sunt simplă și nu am aia și eu sunt vai de capul meu, pentru că majoritatea persoanelor care fac aceste vloguri așa zic, că nu, că trebuie să fii simplă, trebuie să fii asta. Știți de ce primesc eu hate? Pentru că sunt... Imaginea să dea un exemplu. Se referi la căștile lui Dumnezeu, da? Dacă se informau alea că se uitau un pic în comentariile pe care le aveți, bă, toată lumea, toți știți care mă urmăriți, de ce este imposibil să nu știți de căștile lui Dumnezeu, da? Căștile alea rupte care veneau așa de sus și le pună: bă, asta e mema noastră, veri, este mema mea cu oamenii mei, că n-am căști, că am căștile lui Dumnezeu, care se rupte. Foarte bine! Am 2 lucruri de punctat. Primul, dacă tot m-am văzut, de ce nu m-a strigat și am vorbit? Da, de ce n-au făcut asta? Eu nu am văzut-o, nu știu unde m-a văzut sau ce făceam sau unde mă duceam. 2 milioane deocamdată încă n-am ajuns să plătesc din taxe. N-am apucat încă nici să îi fac, dar când o să-i plătesc o să vă anunț, promit. Acum, cui zice nedreptățile astea? Pentru că dacă se referă la voi, oamenii care mă urmăriți, deci nu cred că este un om, indiferent cât ar crăcare și de la 5 ani. Bă, eu consideram că copiii ăștia mai mici care mă urmăresc, șacalii mei adevărați, bă, trebuie să vorbesc mai așa, bă, copiii mei care de la 12 ani, bă, înțeleg foarte multe, deci mi se pare că acum pot să vorbesc lucruri așa, pentru că sunteți foarte deștepți, bă, mi se pare ireal cum de la o vârstă așa fragedă lumea înțelege atâtea lucruri. Din nou, dacă se referă la oamenii care mă urmăresc și poate cei care nu este, adică credeți vreunul care mă urmăriți că eu nu câștig din treaba asta, adică era cineva, credea cineva că fac YouTube doar așa și nu câștig nimica? Credea cineva că Volvanul l-a luat așa, că mi l-a dat aia la reprezentanță, zic, bă, te-am văzut pe YouTube, mi place ce faci
Știm că n-ai monetizare activată, dar îți dăm un volvan. Ce-o vrut să scoată la suprafață? Că dă o bombă sau că ce? Da, veri, plătești și o taxi. Nu sute de mii, dar plătești și o taxi. Toată lumea plătim taxi. Și da, e normal că fac și eu bani din treaba asta. Doar nu făceam atâția ani. Adică după 12 ani, sincer, dacă nu făceam, cred că era o problemă. Deci dacă chiar nu făceam niciun mamere, mă lăsam. Eu n-am avut noroc cu ei să fac de la 12 ani bani din prima de când m-am apucat. Eu am început să încep să câștig după 7 ani de YouTube. Deci după 7 ani n-am avut noroc chiar de la 12 ani, dar pe la 19, așa, 8, cam așa am început să mai merg și eu. Mă rog, să mai continuăm. Ca acești artiști și vloggeri care se fac, oh, că nu știu ce, eu am intrat pe live doar să vorbesc, eu vă rog, nu dăneați cadouri. Și îi stau cu cadourile activate, vedetele astea care intră pe live pe TikTok și zic: a, nu mă bag aici. Nu vorbești de mine. Nu trebuie, că eu nu fac aici. Vă zic așa o noutate, atunci când intri live pe TikTok, bă, și am scris aici butonul de oprire a cadourilor. Nimeni nu poate să-ți dea cadou, dar nu, și n-am făcut niciodată. Persoanele acestea intră pe live cu cadourile pornite și încep cu falsitatea asta că nu, vă rog, nu vă, a, mulțumesc, dar nu trebuie. Eu nu suport falsitatea asta. Trebuie. Bă, bă, deci uneori am impresia că vine gage cum așa vorbește lângă mine, vere, când cu aud aici. Nu suport falsitatea asta. Trebuie. Bă, auzi? Acum, din nou, dacă e să luăm din două orele, cred că mai bine spui că, bă, nu mergi și nu-mi donați și totul se dorește, adică să spui tap, tap, donați-mi, donați, tap, tap, îngerați, donați-mi să creștem în puncte, donați, donați. Mai bine spui că nu. Dacă chiar e să dăm două exemple negative și să luăm pe la mai puțin negativ, e, sincer. Pentru asta a intrat, asumă-ți, asumă-ți, nu fii fals. Sau ăștia că, oh, că eu am căștile astea și nu știu ce. Ăsta că-i doar unul, eu. Doamne, ea e acolo și se duce acolo, dar eu sunt un om simplu, dragilor, eu sunt un om simplu și nu știu ce. Sunt un țăranghel. Nu, nu ești un om simplu. Nu sunt un om simplu? Ai mașini de ultimă generație. Mașini? Am o mașină simplu. Adică voi, oamenii care vă uitați pe social media, alegeți să vă uitați la o lume falsă în care oamenii vă arată doar ce vreți voi să auziți și dacă voi nu vreți să vedeți ce mai există pe lângă oamenii care trăiesc așa, sunt simpli, dacă voi nu mai vreți să vedeți oamenii aceștia, dați-i bloc lui Kylie Jenner, oamenilor milionari, fetelor care primesc buchete de flori, dați-le bloc, nu vă mai uitați. Păi, ea nu-i atinge nimeni. Ăia sunt ok. Ăia sunt... Andreea Bosănică e de vină. Sau fetele care au câte 20 de ani și zic, oh, că eu n-am avut iubit, că nu știu ce, nu se afișează. Bă, eu nu cred, eu nu urmăresc nici pe Bosănică, nici pe Kylie Jenner. Dar nu cred că a venit Kylie Jenner și a pus un story și a zis, bă, mă p***și pe voi, mă. Păi, dar eu am milioane aici, am miliardar, oricum, voi sunteți ratați, ăștia care mă urmăriți, sunt niște invidioși. Sunteți invidioși că eu am palat și 5 Lamborghini. Nu cred că a făcut Kylie Jenner așa ceva. Kylie Jenner nu a făcut asta, dar Andreea Bosănică a făcut asta. Totuși, sunt niște comparații un pic așa, puternici. Ia uite, frate. Da, eu am recunoscut că la 19 ani am avut primul sărut, că toate prietenele mele făceau mișto că eu n-am avut iubit până la 19 ani. Am recunoscut că am avut primul sărut, primul meu iubit la acea vârstă. Fel, s-a scos din context, s-a pus doar 30 de secunde. Deci acum mă duc să-mi pun niște apă, ascultați-vă. Am discutat, eu mă bucur că datorită mie oamenii fac vizualizări, își ridică contul. Nu sunt pe platforma aceasta ca să educ pe nimeni. Acest vlog nu este o lecție de viață pentru voi. Acest vlog nu este un video în care îmi cer scuze. Ba da, legit, asta este. Punctele mele pe care vreau să le afișez, poate nu sunt corecte. Legit, n-am nicio treabă cu ideea clipului. Nu am de ce să-mi cer scuze, pentru că persoanele care s-au simțit prost s-au regăsit în aceste cuvinte invidioșilor. S-au regăsit în aceste cuvinte. Așa că, de fapt, chiar nu am de ce să-mi cer scuze. V-ați regăsit, mă? Nu am jignit pe nimeni. Am jignit doar oamenii care m-au jignit și ei la rândul lor. Jignit, jignit, jignit. În fine. De ce mă laud cu ceasul? În fine, nu mai contează. Sunt o persoană de 19 ani care este șocată că am primit un ceas Rolex. Efectiv, cum să nu mă șocheze? Păi l-o primit sau l-o cumpărat, veri? L-o primit sau l-o cumpărat? Că o zis că își permite să-și cumpere unul. Deci dacă automat ai bani să ți-l cumperi, nu te șochezi, nu? Gen, nu e asta ideea? Bă, nu mai înțeleg nimica, frate, de ce chiar este bipolar, pe cuvântul meu. Deci nu poți să înțelegi nimica despre ce vorbește. 20 de minute o vorbim mai așa cu chestii pe lângă să înflorească, de fapt, cum este ea. Ca să scoată în evidență cum este ea, că și ea când a avut sărutul. Și de astea așa, de când s-a născut. Când aveam 7 ani, aveam o rochiță roz, doamne, ce frumoasă era rochița aia roz. Ce? A, nu, am zis așa, că
aveam și o rochiță roz. Dar știu cum ați întrebat când a fost născut Ștefan cel Mare, dar am zis așa, ca idee aici. Mă rog, da. 6 buchete de trandafiri. Cum să nu mă șochezi? Ar trebui să zic, mersi. Vă arăt emoțiile mele reale, că sunt șocată că mi se întâmplă așa ceva. Așa sunt eu, sunt o persoană foarte deschisă care își arată emoțiile direct. Eu n-am o problemă. Dacă pui o cameră pe mine, eu nu sunt... Eu mi-arăt emoțiile așa cum le trăiesc la momentul dat. Și dacă voi vă ofensați sau vă simțiți jigniți că eu sunt fericită că am primit un Rolex, puneți-vă întrebarea: problema este în mine sau în voi, că vă simțiți jigniți? Bă, deci dacă acum nu... sunt foarte multe clipuri pe net, fete, băieți care mi-au apărarea și zic, bă, de ce vă simțiți jigniți? Fata își trăiește viața. Cine e apărarea? Nu știu ce. Și intru la persoanele alea și văd ce familii frumoase au, văd ce vibe bun au, văd cât de fericiți sunt cu viața lor și după aia înțeleg, mă, de asta îi vorbesc adevărul despre mine, de asta vorbesc bine despre mine. Așa mă văd ei. Frumosul șoptește mere! De asta. Îi șoptește maică-sa în spate. Ce îi face? Cu cartea de psihologie stă? Adică, ia zi-le, Andreea, că dacă ai avut probleme în familie, s-ar putea să fii frustrat. Bă, de ce este vina ta, bă? Ești ratat. Cine te-a pus să ai probleme în familie? De ce n-ai avut o familie perfectă și frumoasă ca să nu o jignești pe Andreea Bostănică? Cine te-a pus să ai probleme în familie și să o duci greu, hă? Cine te-a pus? Ești prost, marș de aici. Du-te-o leacă și fă, dacă n-ai avut, te duci să-ți faci altă familie și o faci perfectă după vorbă. După reacționezi tu la Andreea Bostănică, ai înțeles? Ai înțeles, băi, bici? Dacă tu ai probleme de astea și ce mai tu traume și ce ai pățit în viața ta, nu ai dreptul să faci reacții la Andreea Bostănică. N-ai dreptul, ești frustrat. Du-te și rezolvă-ți problemele. Deci făcut la mișto. Dumnezeu vede totul urât. Vede orice, în orice vede răutate, în orice vede scandal. Eu nu am înjurat pe nimeni în viața mea, nu am vorbit niciodată de rău. Mereu mi-am luat doar apărarea public. Doar dacă cineva mi-a jignit, mi-am luat apărarea și am zis punctul meu de vedere. De asta mă iubește Dumnezeu, de asta trăiesc viața pe care o am și sunt aici unde sunt pentru că vecinii dau cu... Am zis chila mine, vei! Mă gândeam care veri la 6 seara mai dă cu bormașuna. Păi și eu am zis, mamă, să ăștia care cam așa aici în față lucrează la un bloc. Am zis, mamă, s-o terminat, ești prost, s-o început ăștia. Mi-a spart, mi-a dat cu câți niște macarale, mi-intră direct în camera. Mamă, mi-ai făcut Andreea Bostănică. Nu sunt un om care are răzbunare, nu sunt un om care se răzbună, nu sunt un om, v-am zis, pot să șterg clipurile, toate clipurile pot să le șterg, nu le șterg, pentru că, v-am zis, pe mine asta nu o să mă ajute cu nimic, dar pe acei oameni o să-i ajute. Oamenii răniți rănesc la rândul lor, oamenii fericiți fac fericiți oamenii care îi înconjoară. Legat de haterii mei, chiar mi este milă de voi, legat de oamenii care mă urmăresc și nu au nimic cu mine, vreau să vă mulțumesc din suflet că, în pofida faptului la tot ce se vorbește acum, sunteți alături de mine și, sincer, nu-mi vine să cred că sunt atât de norocoasă și că Dumnezeu m-a ales pe mine, din atâtea fete și persoane talentate, m-a ales pe mine să vă am pe voi, să am o comunitate atât de mare. Și vreau să zic că vă iubesc din tot sufletul și că sunt cea... Și tot eu o să vă zic că dacă ați avut probleme în familie, nu puteți să apreciați cu adevărat. Da? Așa că o să rămâneți și frustrați toată viața, pentru că asta e familia din care proveniți, înțelegeți? Dacă nu aveați o familie așa, voi nu erați frustrați acum, înțelegeți? Yeah. Și da, nu știu cum merge chestia, dar merge foarte bine, efectiv, de când s-a început tot valul ăsta. Păi, deci parcă Dumnezeu a zis poftim, poftim, poftim. Bă, atâtea afirmații. Am crescut, nu cred că am mai crescut cineva în România, pe Instagram, încât am crescut eu luna asta. Deci eu, sincer, sunt... Noi ne bazăm pe oameni români. Și nu am cuvinte să vă exprim mulțumirea mea față de voi, că sunteți alături de mine și că mă urmăriți în continuare. Poți să închid de acum asta? Care au o părere despre mine, credeți-mă, poate părerea voastră este corectă. Poate ceea ce am zis eu în tot acest dar nu foarte corect. Și eu respect asta. Asta vreau să înțelegeți. Eu respect părerea voastră. Eu nu stau să zic, nu e adevărat, nu zi asta. Eu știu în sufletul meu, familia mea, prietenii mei, oamenii care mă cunosc, ei știu că nu este adevărat. De asta eu nu simt nevoia să zic că, că nu știu ce, șterge video, că nu, pentru că
Pe mine nu mă afectează așa ceva. Eu știu adevărul meu. Tiu deci că... o zi de 500 de ori, veri, că m-am șip... mi-l șterg eu. Deci mi-l șterg eu. După clipul ăsta mi-l șterg eu. Îl mai postește pe ăsta. Le las o leacă ca să faci o milioare de euro după mi-l șterg. Deci atâta, veri, 24 de minute. Spune cum poate ea să șteargă clipurile, bă, trească familia mea dacă nu. Am înțeles. Am înțeles, o înțeles toată lumea, o înțeles toată lumea care îi urmărește, o înțeles că nu în 10 minute ca un om normal care are multe cifre, în 10 secunde ca un om care are și mai multe cifre, evident. Hai, că mai sunt 3 minute, vei. Dumnezeu îi pune pe fiecare la locul său. Eu cred foarte mult în Dumnezeu și știu că tot ce am eu la momentul de față este datorită lui. Așa că chiar nu am cum să mă supăr sau să mă întristez. Și mulțumesc persoanele care îmi scrie: Andreea, nu asculta haterii, nu fii tristă. Sunteți cei mai dulci, credeți-mă. Chiar nu-i ascult. Îi urmăresc. Chiar îi mai fac invidioși, mă enervez, că așa sunt eu. Foarte amuzanți. Și dar... știu că este o muncă să faci toate aceste filmulețe, aceste vloguri. Și chiar îi respect că e munca lor și e ceva care nu se face în 2 minute. Dau și like uneori la ceva, comentez, pentru că mi se pare amuzant, pentru că eu știu adevărul. Păi și clipul meu nu i s-a părut amuzant? Adică pe mine nu mă afectează chestiile astea, din contra. Mie nu mi-a dat comentarii. Continuați în același ritm, că v-am zis, mie merge foarte bine, foarte fericită cu mine însuși, pentru că știu că trăiesc o viață frumoasă și corectă și că nu am făcut rău nimănui în viața mea și că nu doresc răul nimănui. Nici oamenilor care mă urăsc nu le doresc rău. Le urez doar bunătate și fericire și înțelepciune. Ți înțelepciune. Doar bunătate și fericire și înțelepciune. Și înțelepciune, spune înțelepciune. Și înțelepciune, Andreea, nu uita de înțelepciune, spune acolo. Mă, fata, nu îndreptare, am zis înțelepciune, măi, fata, auzi în gură, ți-ai înțelepciune acolo, n-auzi? Zi acolo înțelepciune, hai, spune ca să terminăm, cât e ceasul, ia uite, hai, încă 2 minute, zi. Pot să respect chestia asta pentru că oarecum cred, dacă chiar era mai exact acolo, ca și cum să fie acolo în caz de zice ceva prost, o corecteze. Asta pot să respect, știi, că ai pe cineva mai mare care zic, bă, nu e ok, nu spune asta, e respect chestia asta. Când șoptește ce să zică, măcar să oprească, da, să-i șoptească, Singurul sentiment pe care l-am eu acestor oameni răutăcioși este sentimentul de milă. Deci îmi dați doar acest sentiment de milă față de voi. Atât. Eu vă mulțumesc mult de tot că ați urmărit acest vlog. Sunt mulțumim și noi. Că ați avut răbdare să mă urmăriți până la final. Sper că ați avut o zi bună. Vă iubesc din tot sufletul și pe invidioșii mei vă pup, vă iubesc. Urmăriți în continuare că povestea abia începe. În același timp vreau să zic că eu niciodată nu am promovat un mod extraordinar de frumos în viață, pentru că, credeți-mă, nu se știe câte zile mai avem de trăit fiecare. Mai mi-au mașă, ești nebun, mai mi-au una. Să fie ultimul meu vlog, nu se știe ce o să se întâmple cu mine într-o oră, nu se știe când Dumnezeu decide că s-a terminat. Da, mă rog, hai să... Nu pentru voi, dar acum să nu credeți că fiți puțin mai buni cu mine, vă rog, nu mai dați... Nu, dragilor, dați-mi în continuare... comentarii urâte, faceți vloguri despre așa. Mine. Fiți exact așa cum sunteți voi. Nu vă schimbați părerea. Ziceaș mai exact. Hai, bă, gata! Eu respect acest sentiment. Gata, bă! Nu sunteți obligați să mă iubiți. Nu sunteți obligați. Hai, bă, că nu mai pot. Iar că voi a fost ca întotdeauna a voastră, a no. Stanica. Vă pup! No. Iubesc! Și pe invidia și mei, vă iubesc! Dă-te o leacă, nu cred! Apropo, după ce am terminat să fac vlogul ăsta, înainte să merg la studio, că v-am zis că pregătesc o piesă nouă pentru voi, am fost la ușă și m-au așteptat aceste superbități. Ce mizerie! Cred, am vrut să zic, vă pup! Pa! Ce mizerie, veri, doamne! Așa e, omă, ținea și ea să pună. Păi cum, dacă nu s-a afirmat destul, trebuia să-ți mai dea o leacă ca să vezi. Adică ea nu face niciun rău nimănui, nu dorește niciun rău nimănui. Dar hai să le mai arăt alea, că ce, nu pot să arăt eu sau cum? A, ce, domnule, că nu-i rău, zic, doar nu-i doresc rău, îi arăt și eu alea, că o duc bine. Asta ce, păi ce, Dumnezeu e asta ca greșeală? Nu, Dumnezeu îi place asta. O să-mi țin căștile pe cap, chiar dacă am terminat ăsta pentru că mi s-a făcut dâmb de la deal direct. Efectiv, un video care pornește de la nimic și ajunge nicăieri. Bă, sincer, aceasta este și părerea mea, Tiberius. Mă mir că am avut atâta răbdare, frate, pentru că nu s-a întâmplat nimic. Adică în 27 de minute v-am zis, să facem top 5 lucruri pe care le-au zis. Primul, pentru că plătește foarte multe taxe. Al doilea, că de unde are banii, cât și-i face ea, că câștigă o grămadă de bani și că da. Al treilea, toate lucrurile
pe care face la 12 ani când muncește pe rupte și pe brânci de la 12 ani, în timp ce voi probabil făceați cu totul altceva, erați la școală și învățați, da? Al patrulea îi conduce foarte bine. Al cincilea, câte taxi plătești? Ce? Am mai zis odată câte taxi plătești? Scuze, mi-am rămas imprimat că am învățat și eu de acum. Două lucruri vă rog, să-mi ziceți în comentarii dacă am greșit, să-mi spuneți părerea voastră, o să citesc toate comentariile și dau inimă. Și doi, dacă ați rămas până aici, să ziceți cuvântul taxi, ca să vedem tot taxi în comentarii cât mai multe, că o să apreciez din toate comentariile, să văd dacă ați rămas până aici. Eu nu i-am zis de taxi, nu i-am zis de impozite, nu i-am zis de ce relația are amoroasă, are ea și cine-i dă trandafir, că nu este problema mea. M-am luat de faptul că este foarte arogantă și că nu mi se pare normal la oamenii care te ajută și îți donează și cu ăia faci tu bani de apartamente și așa, să le flexezi foarte prost și să înjocezi ceilalți oameni care te urmăresc. Și doi, de filtrele alea pe live, că nu mi se pare ok. Mi se pare ok să te editezi și în story-uri și peste tot, că ați văzut pe TikTok, pentru că automat în ambele situații mi se pare că strici oamenii care te urmăresc și copiii care urmează să crească. De astea două chiar m-am luat, pentru că sunt mulți care aș vrea și eu să arăt că Andreea Bosănică, și Andreea Bosănică se editează în absolut orice videoclip și live și poze și orice. Trick pentru lucrurile astea m-am luat, se pare că n-o răspuns, deci poate să mai urmezi un videoclip în care chiar o să-mi răspundă, dar poate chiar o să ne răspunde la chestiile astea care chiar au sens. Poate mai urmează un episod sau un live unde chiar o să zică de chestiile care ne mâhnesc pe toți, că până acum au zis ce chestii nu ne interesează pe niciunul și ce chestii nu a întrebat-o nimeni, adică ce-a făcut ea la 12 ani sau cu, cum se întâlnește cu primarul că îi dă diplomă, că plătește taxi. Deci eu un pic țăran, știi, că îmi place să mai exagerez așa situația, dar mi se pare amuzant să o proiectez așa cu ministrul de afaceri, cu ministrul de interne, frumos, cu primarul, președintele, primarul, prin sectoare, ce mai acolo, prin Republica Moldova, bam, Andreea, poftim, cheia capitalei. Pentru că plătește, tu ne susții economia. Mi se pare tare rău, așa, cu un covor roșu de la... Cred că așa se întâmplă. Mulțumesc celor care m-ați urmărit în toate episoadele astea despre ea și așa, este ultimul oficial, deci chiar nu mă mai interesează dacă postează, să zică ce vrea. Dar eu cred că dacă acordă un pic de atenție la ce o mai zis lumea despre ea, în sensul bun, că sunt observații bune, da, ce am făcut aici, o să o ajute. Sincer, și chiar o să schimbă mentalitatea și nu o să-l mai pun așa pe Dumnezeu în față, ca și cum orice ar face ai bine, și o să-și dea un pic seama că poate zici greșit când zici chestiile astea. Noi rămâne frustrați în continuare și eu ce să vă mai zic, până data viitoare, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat!